Imagini de râsul plânsul au fost postate pe rețelele de socializare după ce o ambulanță aflată în misiune la periferia Devei, în zona Bejan, a luat-o la vale singură. Șoferul nu a asigurat corespunzător autospecială, uitând să tragă frâna de mână, iar mașina a luat-o la Sănătoasa, distrugând gardul cimitirului din zonă, mai multe morminte și monumente funerare. De asemenea, și ambulanța a fost grav avariată. Venit de acolo de sus. Asta, la Texarlan din gard. Hai să se vadă bine pe aceea, la cine o strica și ce-o strica. Uite, la frate Pop aici o strica tot. Ai de capul meu. Hai și ăsta negru a fost o căruță de bani. Din păcate, din cauza unei greșeli personale a colegului nostru ambulanțier, care nu a asigurat mașina, ambulanța aflându-se pe coama unui deal în pantă, din păcate a plecat singură, ca să spun așa, și s-a oprit direct în gardul cimitirului, cum ați văzut și dumneavoastră, și unde au rezultat toate acele distrugeri. Au fost distruse, din câte îmi dau seama, rețin vreo 5 sau 6 morminte, plus gardul cimitirului. Urmează să cei de la tehnic să vadă cum posibil să fie plătite pe asigurarea care are ambulanța, prin casco și prin RCA-ul care este plătit periodic la ambulanțe. Ambulanța a suferit niște daune destul de însemnate, momentan este în service, probabil că în jur de o lună jumate va dura reparația și a putea fi repusă în funcțiune. După evenimentul produs, șoferul ambulanței este cercetat disciplinar. Este întrunită comisia de disciplină, colegul se anchetează evenimentul și se vor lua măsurile care se impun în urma analizei cazului. Echipajul de pe ambulanță se afla la un caz în acea zonă. Colegii se aflau în misiune la o pacientă care a solicitat un echipaj de ambulanță pentru dureri toracice, amețeli. Colegii, pacienta stătea acolo, avea locuința și colegii, ajungând la caz, cum v-am spus, din greșeală personală, din păcate, a uitat să asigure, nu a asigurat cum trebuie ambulanța.